Mircea Geoană nu crede în șansele lui Nicolae Ciucă de a intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Fostul secretar general al NATO a făcut la Digi24 o fotografie actuală a luptei pentru Cotroceni. El susține că adevărata competiție se va da între el, Marcel Ciolacu și Elena Lasconi. Mai mult decât atât, Geoană este de părere că liderul PNL nu ocupă nici măcar a patra poziție, fiind depășit inclusiv de candidatul AUR, George Simion. Interviul complet cu Mircea Geoană va fi difuzat la Digi24 în cadrul emisiunii În fața ta, mâine de la ora 14. Acum avem o plajă de candidați, începând cu mine, continuând cu candidatul PSD, continuând cu doamna Lasconi de la USR, după aceea suveraniștii și după aceea candidatul PNL. Cam asta este ordinea, ierarhia. Cred că există o competiție reală între doamna Lasconi și domnul Ciolacu, pe locul 2, evident și pentru mine, pentru că sunt limitări legate de lipsa de structură politică. Dar cred că ceea ce înseamnă mobilizarea voluntarilor și a oamenilor mă vor duce în turul 2. Deci eu văd în clipa de față o competiție pentru turul 2 în 3, între mine, candidatul PSD și candidatul USR. Într-un fel și eu am schimbat un pic câmpul magnetic al acestei campanii. Cum se văd lucrurile din tabăra PNL aflăm chiar acum. Rareș Bogdan în direct alături de noi, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Salut, mâinile, doamna Bratu, salut echipa Digi24 și telespectatori. Vă rog. Domnule Rareș Bogdan, înțelegem din declarația lui Mircea Geoană că Nicolae Ciucă nu reprezintă pentru el un pericol în alegerile prezidențiale. Cum arată sondajele PNL? Păi, declarația domnului Geoană ne arată exact contrariu, pentru că domnia sa face ceea ce îi spun consultanții, dânsune fiind un om într-atât de inteligent încât se imită părerile singur, dar merge exact pe consultanții domnului Macron pe care i-a primit la pachet și încearcă să păstreze liniile de comunicare pe care aceștia le dictează împreună cu domnul Ștefureac și ceilalți domni aflați lângă domnia sa. Și încearcă să-l ducă, să-l transforme pe Nicolae Ciucă, un om care nu ar conta în luptă. Știe foarte bine că profilul lui Nicolae Ciucă este cel care îi taia vântul de la NATO, fiind fost șef de stat major, fost ministru al apărării, un om cu o carieră militară solidă și un om care de asemenea cunoaște foarte bine chestiuni legate de relații internaționale, spre deosebire de doamna Lasconi sau de domnul Simion sau de domnul Ciolacu. Pentru că, sincer să fiu, sunt absolut convins că și cei ce ne ascultă și dumneavoastră, în situația geopolitică în care se află România, eu personal, și cred că foarte mulți dintre cei care ne ascultă s-ar simți mult mai în siguranță cu un om gen Nicolae Ciucă la Cotroceni decât cu oameni care nu au experiență nici în chestiuni strategice, nici în chestiuni de apărare, nici în chestiuni de relații internaționale. Noi, jurnaliștii, nu emitem opinii. Sunteți convins că Nicolae Ciucă va intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale? Eu, rugămintea mea este să păstrați înregistrarea, să ingestați și să păstrați. Sunt absolut convins că Nicolae Ciucă va câștiga aceste alegeri și are toate atuurile pentru acest lucru, de la studii, carieră, familie, caracter, echilibru. Sunt absolut convins, pentru că una este să ai un șef de promoție al promoției 95 la Academia Militară, care are o carieră construită extrem de sănătos și incontestabilă, și una să ai oameni care n-au condus absolut nimic sau care au trecut cu greu facultatea pe la mâna 7-a prin DEVA cu notele 5. Adică cred că contează și acest lucru și o spune un om care a făcut școala serios și așa cum se face, de către oamenii a căror părinții pun pe copii să învețe și apoi aceștia se dedică învățării. În urmă cu doar câteva momente, da, o singură secundă, în urmă cu câteva momente, Marcel Ciolacu a făcut o declarație care vizează un lider important din Partidul Național Liberal. Vă invit să o vedem și revenim imediat. Eu mi-aș dori, poate vine și domnul Flutur în PSD. Am nicio problemă. Cine? Nu am avut cu dânsa o discuție în acest sens. Va fi pe listele Partidului Social-Democrat. Întrebat Marcel Ciolacu dacă vor fi surprize pe lista PSD Suceava, a răspuns, citez, eu mi-aș dori, poate vine și domnul Flutur în PSD. Cum vedeți această declarație? O glumiță tipică liderilor PSD, care atunci când nu au profunzimea necesară, se aruncă în glumițe gen Victor Ponta, sau alți lideri de-a lungul timpului. Domnul Ciolacu văd că o ia pe această linie, e treaba domniei sale. Noi preferăm să fim mult mai serioși și mai profunzi în abordarea chestiunilor. George Flutur, chiar dacă a pierdut alegerile pentru președinția Consiliului Județean, a luat 120.000 de voturi, deci o cifră uriașă, și a câștigat numai puțin de 51 de primării din județ. Este practic omul care a fost targetat, sigur, a pierdut această președinție, dar deține în continuare jumătate din primăriile din județ, mai bine de 75% din orașele județului, și este un lider extrem de important de a respecta și sunt convins că nu trec 2 ani de zile și sucevenii o să-l regrete pe George Flutur de la președinția Consiliului Județean, pentru că între un patron de săl de jocuri de noroc și un lider care și-a dedicat întreaga carieră și viața pentru ridicarea Bucovinei și care s-a bătut la București pentru aducerea de fonduri, pentru atragerea de bani europene, a adus peste 3 miliarde de euro bani europene în județ, vor vedea diferența dintre un om fără experiență pe care l-au votat într-un vot anti și liderul George Flutur. Deci George Flutur va fi primul pe lista de Senat și veți vedea că vom scoate un scor extrem de bun la aceste alegeri. Iar legat de sondajele de opinie, domnul Geoană, mă gândesc că ar trebui să se ocupe mult mai serios de un proiect pe care să-l prezinte pentru această țară. Pentru că până acum n-am văzut decât perorații, n-am văzut decât aprecieri cu privire la clasa politică nenorocită, dar domnia sa a făcut parte din această clasă politică, a condus 5 ani de zile Partidul Social Democrat, a fost președinte al Senatului României, a fost trimis de Ion Iliescu ca ambasador, adică mi se pare un ușor nedrept să fii 30 de ani în această clasă politică, să fii senator, candidat al unui mare partid din România și după care să pari că ai venit în politică din spuma mării pe un cal alb, doar bazându-te pe faptul că românii ar uita ce ai făcut tu în urmă cu 10, 15, 20 de ani. Ați spus că Nicolae Ciucă va câștiga cu siguranță alegerile prezidențiale. Da, da. Cu cine va intra în turul al doilea, în opinia dumneavoastră? Cu Marcel Ciolacu. Și vă spun și de ce. E foarte simplu. Unu, Marcel Ciolacu are un avantaj al faptului că e premier și comunică ca premier. Și doi, are în spate un partid, un mare partid, așa cum Nicolae Ciucă are un partid de 1200 de primari, de 280.000 de membri, de 12.000 de consilieri locali și județeni, care are organizații peste tot. Noi avem în sondaje 23-24% astăzi, am luat 28% la votul pentru consiliile județene, votul politic, și 2,4 milioane de voturi. Pentru a intra în turul 2 avem nevoie de 23% în dreptul partidului sau în dreptul lui Nicolae Ciucă? Nu, azi 23% în dreptul partidului. În dreptul lui Nicolae Ciucă sunt 16%. Deci acea diferență de 7% trebuie să-i convingem pe votanții noștri că opțiunea cea mai corectă în această situație în care este România este Nicolae Ciucă. Și o vom face. Veți vedea că în turul 2 al alegerilor va fi o bătălie stânga-dreapta, adică Marcel Ciolacu cu Nicolae Ciucă, pe care o va câștiga Nicolae Ciucă. Rareș Bogdan, prim vicepreședintele PNL, mulțumesc! Vă mulțumesc!